Pitbull, yeah! De când aștept să vin la premiera asta, Coptile? Aveți amintiri frumoase cu ei? Îmi dau lacrimile, Coptile! Da, așa buni erau! Erau mega buni, Coptile! Când jucau ăștia, se îndreptau bananele! Da, bilete avem? Nu, dar ne luăm acum! De unde? De la caserie! Dai sold out! What? O lună în avans! Nu cred, mă, nu cred! Oh, Jesus, de ce nu le-am luat eu din timp, mă? Blesteme! Nene Unguru, vine? O zis că vine, dar păi știți-l Betieșigu când apare ăsta! Putem măcar să ne luăm un popcorn, dacă tot nu putem intra! Putem, Coptile, hai că-ți fac cinste! Yes! Bă, dar ce cap am, mă! Cum n-am luat eu bilete online, mă? Lăsați că venim peste o lună! Hagi, Balin, Trăducioiu, Popescu, băi, ce echipă! Spuneți! Un popcorn cu suc, s-il vous plaît? Mergeți la filmul cu Naționala? De unde știi? Vă văd în galben! Da! N-ai ceva bilete pe sub mână? Nu, no, aici nu merge așa. La Hagi îi ziceau cum? Maradona din Carpați! Ce jignire, bă! Poate Maradona era Hagi al Argentinei, știi? Ce? Ce? Ăla nu-i... Ține-mă, Coptile, că leșin! Poate are el bilete! Ioi, da! Curaj, hai! Neaimi, mă iertați că vă deranjez, îs foarte fanul dumneavoastră, respect, sunteți o legendă! Mulțumesc mult, așa, tinere microbist! La filmul ăsta ai venit? Da, uitați-ți cu Coptilul! Să rămână! Te salut, tinere! Dar nu mai iau bilete ăștia, e sold out! O, Doamne, ce ghinion, așa? Băi, nu! Eu mereu îi spuneam lui Lăcătuș să fii pregătit din timp. Nu aveți cumva două bilete în plus? Trei, că vine și Unguru! Unguru să se descurce, lasă-mă! Popcorn și suc aici am. Aha! Poate îi cunoașteți pășe de la poartă, e rugat să ne lase... Foarte interesant, nu-i așa? La Bari în 90, la meciul cu URSS, foarte mulți români nu au mai găsit bilete. S-au urcat pe garduri ca să, nu-i așa, vadă meciul. Mă scuzați! Pardon! Mă scuzați! Scuzați! Pardon! Mi scuzi! Îmi cer scuze! Scuzi! Îmi cer scuze! Scuzi! Îmi cer scuze! Na, am pierdut începutul! Nu-i bai, că numai imnul a fost! De câte ori l-am cântat în stradă... Ieșați în stradă! Fai, Coptile, ne-o scos generația asta din case, cât nu ne-o scos Dragnea! Liniște acolo! Șș, no, gata, taci cu început! Hai, România! Hai, România! Hai, România, domnul! Șș, taci, mă! Că domnul de lângă mine! Șș, taci, mă! Dă-mi o gură de suc! Da, nu dumneavoastră l-ați luat! Ce? O, Betieșig! L-am uitat la ăla pe teșghea! Blesteme! Ne cerem scuze, domnul! Mă scuzați! Mă scuzați! Scuzați! Scuze! Pardon! La ce te toplim, domnule? Mi-am uitat popcornul, taciamu! Mă scuzați! Pardon! Așa! Uaa! No, ăștia erau fotbaliști, este? Mm-hmm. Cu adevărat fotbaliști. Mi-am uitat sucul! Era să le beau eu! Nu cred, dar poți încerca dacă vrei să vezi cum îi să dormi! Ce atacant era și Lăcătuș, nu? Mm-hmm. Killer în fața porții! Mm-hmm. Mă scuzați! Cer scuze! Ultima dată jur! Să mor eu dacă mai fac! Ai venit aici la film sau la plimbare, mă? Ce ne simțiți? Că taci, amu, că laptei be! No, în sfârșit, ce-am pierdut? Meciul cu Rusia în 90! O, oh, le-o dat Lăcătuș de o julit. Hai, dar ăștia nu umblau în cluburi. Dic nu. Da? Diferența între generația de aur și ăștia de acum, știi care-i? A? Toți umblau la partiuri, dar la ăștia fotbalul era fotbal. Când intrau pe teren, mâncau gazonul. Pă bune? No, bine, party people legendari și jucători legendari. Așa se face. Ia, Ilie Dumitrescu cu Argentina.
curtea școlii. Fii atent faza asta. A fost considerat cel mai bun contraatac din istoria mondialelor de până atunci. Uite, pac, Lupescu, Dumitrescu, așteaptă, pas, Hagi! Vezi ce simplu e fotbalul când îl știi, mă. Le-au băgat mortul în casă. Mă, nu sorbi când dă Hagi gol. Scuzați! Ce vremuri și cum comentați Opescu, mă, toti piele de găină! Mi se face mie aici și nu-i live! Nu, domnul, emoționant, nu? Ce-aș vrea să-l întâlnesc într-o zi pe Hagi? Pe regele! Ia, Stelea, nu vă fie frică, apără Stelică! De aici vine vorba! Asta-i meciul cu Columbia? Da, din 98, după ce le-am rupt fâșul 94. Fii atent! Iui, ce Messi, mă! Cine e ăla? Adrian Ilie! Da, da, cobra din Carpați, mușcat din adversar ca Tamaș din șaormă. Ăștia ne-au scos în stradă, coptile! Legende! Nu v-ați pus telefonul pe vibrat? Am uitat! Da! Ați răspuns, sunteți nebun! Șt, da! Bă, unde sunteți? La film, dospalăule! N-ai mai venit! Amu, am ajuns numai! Hai după mine, că-s afară! Nu pot, mă, că acum urmează Franța 98! Hai, te rog eu, mă, nu mă lăsa aici! Bă, nu pot, mă! Bă, ai bilet? Da! Nu, stai că vin! Bate-te-aș de credenți! Hai, e-s afară! Mă duc după Unguru! Iar, pierdeți jumătate filmul! Lasă-mă, că-i numai la început! Mă scuzați! Mă scuzați! Mii de scuze! Iar te plin, cocalare! Mă scapă șușu, mă! Taci, amu! Îmi cer scuze, sărut mâinile! Pardon! Știți de ce erau așa buni atunci? Că la ei nu era despre bani! Ei voiau numai să fie fotbaliști buni! Știți? Mă duc numai până aici la prietenul meu! Aha! Ungure, ghiță spațial! Era o altă etică în fotbalul nostru atunci. Disciplină, știți? No, scoate biletele! Ce bilete? Ai zis că ai bilete! Păi îl am, la tine, ai zis că iei tu! Dar n-am mai găsit, mă, că a fost sold out! Și cum ați intrat? Am avut bulan cu Neaimi! V-a băgat el? Nu, l-au văzut portarii, au vrut toată lumea poze cu el, n-au fost atenți, pac, ne-am strecurat pe lângă! No. Și cum intrăm? Ai, Ungure, pierd tot filmul din cauza ta! Bată-te, Bumbescu, să te bată! N-o să mai avem mașa națională în veci, este? Legende! Legende! What? Nu cred! Omg! Nene, frățică! Unde-i frățică? Mersi, Ungure! Mi-ai mai stricat un eveniment! Pentru asta nu te iert! Lasă că venim mâine! Mâine după 4 sâmbete! Îi sold out tot, mă! No, iartă-mă, mă! Nene, ați pierdut tot filmul! Mersi, Captain Obvi! Și știți ce ați mai pierdut? Ce? Știți cine stătea lângă mine? Unu! Da, unu! Ăsta! What? OMG, ai poză cu Hagi! Puteam să-mi fac poză cu Hagi! Puteați! Dacă stăteați la film! Blesteme! No, Samu? Amu, voi ce făceați pe vremuri când bătea România? Ce? Ieșam în stradă! No, hai, toată lumea în centru! România! România! Ole, ole, ole!